Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai bun este sâmbătă, este ora 2 și poate și puțin, că probabil aștept să se proceseze video-ul ăsta, că l-am filmat destul de târziu. Și știți foarte bine ce înseamnă asta, înseamnă că avem parte de o nouă ediție de știri și o ediție de știri destul de drăguță, dacă e să luăm așa, că avem niște știri frustrante, avem niște știri triste, dar avem și niște știri interesante și niște știri destul de wow, dacă e să o întrebați pe mine. Așa că așezați-vă lejer în scaunel, pătuți unde sunteți voi acum, dați un like la acest video și să trecem la treabă. Știți foarte bine că această serie este pornită datorită unei persoane de pe Twitter, sau dacă nu, acum ați aflat, o persoană care posta, cred că, cele mai potrivite știri din lumea gamingului, posta cele mai fresh, cele mai non-fake-uri, dacă e să o luăm așa, și mereu încerca să livreze cele mai bune știri de fiecare dată când apăreau, știi, chiar foarte, foarte repede comparativ cu alte surse, dacă e să mă întrebați pe mine. Vorbesc despre contul de Twitter al lui Nibelion. Probabil că vi l-am mai prezentat de câteva ori, probabil că l-ați văzut prin mai toate videourile mele de știri. Această persoană se ocupa de știri de ceva vreme, dar din păcate cumva, din cauza lipsei de câștig financiar din această treabă și din cauza că îi ocupa foarte mult din timpul pe care l-avea, acesta a renunțat la acest hobby, la acest job, între ghilimele, pentru că de câștiga ceva, dar nu direct din Twitter, ci din Patreon și alte alea. Și ce drept a zis că, băi, vere, mai degrabă mă ocup de altceva sau îmi găsesc un job mai bine plătit decât să stau să pierd vremea pe aici, ceva de genul ăsta, dar cumva regret acest lucru, pentru că ce drept era o rutină și era ceva ce îi plăcea să și facă. Și cumva și multora din industria de gaming și în special de știri de gaming cumva îi vor simți lipsa, pentru că era o persoană destul de cunoscută și destul de îndrăgită de către cei de pe Twitter. Dar continuăm cu niște știri destul de supărătoare, dacă e să mă întrebați pe mine. Știți foarte bine, vine God of War și mai avem, cred că, cât, vreo 3-4 zile de acum. Eu vă spun de pe acum, o să postez începând cu marți de la ora 1, deci să fiți cu ochii în 14 pe canal, dar cei drept, leak-urile de la God of War există pe internet de aproape o săptămână și ceva și acest lucru este super, super frustrant. Adică developerii au spus că este cea mai mare mizerie ce se întâmplă de fiecare dată cu mai toate jocurile când există leak-uri de genul acesta, pentru că acum ei vor sta cu frica că, vai doamne, ok, acum o să vadă lumea leak-uri și nu o să mai fie interesat, sau cel puțin după aia o să judece lumea bazat pe leak-uri care poate sunt scoase din context. Dar asta nu i-a oprit oricum pe cei de la Santa Monica să obțină pentru God of War Ragnarok numai note de 10, 9 și 9.50, literalmente având o medie de 94 pe Metacritic, ceea ce este super, super wow. Și mai wow de atâta este faptul că jocul vine cu o tonă de moduri de performanță sau de calitate, inclusiv pe PlayStation 4 Pro, ceea ce este absolut insane să vezi un joc de genul acesta, care arată destul de bine și care se prezintă destul de bine, încă să fie făcut să arate și să ruleze bine pe PlayStation 4 Pro. E destul de wow, deci nu trebuie să tânjiți acum pe PS5, dacă încă aveți un PS4, puteți să vă bucurați de God of War Ragnarok fără prea multă bătaie de cap. Și desigur, știți foarte bine că EA are un joc Iron Man în producție, în curând probabil va începe și playtest-ul pentru acest joc, pentru că, ce-i drept, de acum cam e pornit de ceva vreme, sau ce puțin cred că au bazele jocului construite acolo. Sincer, dacă îl fac după Anthem, cred că o să iasă destul de bine, dar ce era mai important de atâta nu este doar Iron Man, ci faptul că EA a mai încheiat câteva colaborări cu Marvel pentru mai multe titluri cu tematică cu supereroi, ceea ce o să fie destul de interesant, pentru că sunt tare, tare curios să vedem ce o să avem mai încolo. Deci o să avem un nou single player third person action Iron Man video game făcut de către Montreal, de către Motive, și desigur avem și alte jocuri tot cu tematica Marvel din partea celor de la Electronic Arts. Băi, sunt tare curios dacă toate trei sunt single player, s-ar putea să iasă ceva destul de bine, pentru că ei se pricepe cât de cât la single player, chiar uneori reușim să scoată niște lucruri destul de faine, doar când vor să implice chestii de multiplayer, cam dau cu muci în fasole destul de grav și bine, dacă lasă pe aia care s-a ocupat de Payback, iar s-ar putea să fie iarăși o problemă destul de mare. Și desigur, dacă sunteți fani Iron Man, jocul Iron Man VR este disponibil acum pe MetaQuest 2, deci puneți-vă căscuța VR și treceți la scos lasere prin mânuță, dacă e să ne gândim așa. Desigur, ce este mai enervant decât leak-urile și toate alea este să fii un indie developer și să creezi un joc cu tematică horror, care chiar să pară destul de făinuț, dar după aia
tu, inspirându-te de ceva din lumea reală, să te trezești cu acel lucru din lumea reală, să vină la tine și să vrea să te dea în judecată. Ei bine, asta a pățit un indie developer pentru că a vrut să creeze un joc horror cu tematica unui magazin de mobilă, care acesta seamănă foarte tare cu Ikea și s-a trezit într-o dată Ikea că, bă, vere, nu e corect. Nu fă asta. Schimbă, știi? Ceea ce mi se pare super, super stupid, ținând cont că nu este brandul în sine, n-are nicio treabă cu brandul în sine, doar este tematica asemănătoare și ideea relativ asemănătoare, dar, hei, fiecare face ce vrea. Putea pur și simplu, sincer, pentru mine poate să arate chestia asta și au un Lidl, deci tot acolo este. Și desigur, mai avem pe cineva care iarăși este supărat pe aceeași idee ca și băieții de mai devreme. Hotelul din Amsterdam, prezent în hărțile de Call of Duty Modern Warfare 2, cumva vrea să ia măsuri legale împotriva celor de la Activision pentru faptul că au folosit aparențele hotelului în acest joc. Bă, vera, eu știu că atunci când este implicat un monument de genul ăsta așa, sau un monument, o clădire de genul ăsta, adică trebuie să ceri drepturi de autor, adică cel puțin așa cunosc că funcționează treaba, dacă greșesc, corectați-mă, dar e deja tembelă ideea asta, sincer să fiu, dacă e să o luăm în felul acesta. Desigur, Hideo Kojima, știți foarte bine că mai pregătește un nou joc, unii zic că este deja Death Stranding 2, alții zic că s-ar putea să fie acel joc Overdose Horror pentru Xbox, cine știe, nu cunoaștem încă nimic în legătură cu toată treaba asta, dar ideea e că omul meu prezintă de acum tot felul de hinturi în legătură cu acest joc și desigur Kojima a primit tone de oferte să fie cumpărat, adică Kojima Production să fie cumpărat, dar acesta a refuzat, rămânând la ideea de a fi independenți în continuare și de a nu fi cumva obligat să scoată jocurile pe anumită platformă sau de a face chestii de genul ăsta super, super dubioase pe care ei nu și le doresc să le facă. Pentru fanii de jocuri mai clasice sau nostalgice, știți foarte bine că era un joc numit Riven acum ceva vreme, e bine, acesta urmează să primească un remake făcut de către cei de la Psyan, nu prea am auzit de ei până acum, dar ci că Riven remake este în producție, ceea ce este super, super tare. Eu țin minte că am jucat Riven acum 1000 de ani și era ceva joc pe care îl primisem la revista Level. Sony a vândut în lumea întreagă 25 de milioane de unități și urmează să vândă mai multe pentru că am înțeles că vine și un batch nou de console, deci probabil că în perioada următoare, dacă până în Crăciun, s-ar putea să avem console la prețuri și mai decente față de ce avem acum. Încetul cu încetul lucrurile astea încep să se rezolve, deși încă este o problemă destul de măricică. Săptămâna trecută v-am vorbit despre unul dintre studiourile, sau nu neapărat săptămâna trecută, cu ceva vreme, v-am vorbit despre unul dintre studiourile cumpărate de către cei de la Embracer de la Square Enix, și anume vorbim despre Square Enix Montreal, care după aia și-au schimbat numele în Onoma, ca după aia mai târziu acest studio să fie închis complet și oamenii de acolo să fie mutați mai departe către alte studiouri pe care Embracer le-a cumpărat. Este destul de aiurea că se întâmplă acest lucru, dar aparent doar un singur joc a fost anulat din toată nebunia asta, deci încă rămâne să avem diverse produse noi din partea acestor developeri și desigur cei care au primit un surplus acum de angajat se pot ocupa mai departe de Fable. Știți foarte bine că Fable urmează să primească și el un remake cât de curând posibil. Acum probabil că vă mai aduceți aminte de jocul ăla Atomic Heart, care tot arăta destul de senzațional de bine, care era foarte nebun ca design și toate alea. Ei bine, jocul în sine urmează să se lanseze pe 21 februarie, în sfârșit avem o dată de lansare și da, a și fost confirmată această dată de lansare și de către pagina oficială. Deci, super, super tare, dacă sunteți hype pentru jocul ăsta, ei bine, o să vină cât de curând. Și el cam packed rău de tot februariul din anul viitor, la fel ca și cel de anul ăsta, dacă țineți minte, și ăsta a fost super, super nebun. Elden Ring primește DLC și acesta s-ar putea să fie unul focusat destul de tare pe arenă sau pe PvP în general, ceea ce mulți fani își doresc acest lucru și chiar, sincer, și mie mi-ar plăcea să văd asta, pentru că de obicei PvP-ul poate nu este neapărat fan de jucat, dar este super interesant de urmărit în genul ăsta de jocuri, deci probabil că o să iasă o chestie destul de faină. Pentru fanii de VR, să știți că mai am lucruri pentru voi de adăugat aici, PlayStation VR 2 se va lansa pe februarie 22, deci acesta vine în februarie, putând să fie, fiind disponibil, pardon, acest device pentru precomandă pe 15 noiembrie și desigur odată cu lansarea acestui
titlu de pe acestui device de VR, avem și câteva titluri de VR disponibile în momentul lansării sau ce obțin confirmate pentru această consolă. Deci, și ce aveți de făcut, boys, dacă vă interesează VR-ul, eu zic că este o opțiune destul de faină, mai ales că preview-urile pentru PSVR 2 sună destul de promițătoare. Probabil că preferatul nostru când vine vorba de cele mai memorabile momente când vine de la vreun eveniment de până acum este Joseph Fares, când a primit un premiu la The Game Awards și după aia a început să arate degetul mijlociu celor de la Oscars cu arhicunoscuta replică Fuck the Oscars. E bine, Joseph Fares va reveni anul acesta cu informații despre noul său proiect și o să fie ceva super super tare. El s-a ocupat de A Way Out, de It Takes Two, ambele jocuri fiind absolut superbe, iar acum sunt tare curios să văd care o să fie cel de-al treilea proiect al său. Pentru fanii de seriale și filme, să știți că The Last of Us, serialul care va sosi pe HBO Max, este acum setat să apară pe 15 ianuarie, așa că nu mai avem foarte mult și o să putem urmări The Last of Us în varianta IRL, dacă sunt așa, sau live action. Zile trecute am văzut o combinație interesantă de jocuri. Vorbesc aici despre un joc făcut în Unreal Engine 5, făcut, setat, pardon, în secolul al XIV, are 4 player co-op și este o combinație între The Last of Us și Dark Souls. Dar cireașa de pe tort este că jocul ăsta este făcut de către doi oameni. Da, ați auzit bine? Jocul ăsta e făcut de către doi oameni. Este tot la fel vorba de ceva ciumă, dar această ciumă creează zombies, nu doar omoară, așa cum probabil ne-a obișnuit de la Plague Tale. Și după cum bine puteți observa, jocul arată super bine, designul este mișto, grafica, ce drept dacă deschideam un clipul de pe YouTube, se putea observa că este absolut senzațională și jocul în sine arată a ceva foarte, foarte fain. Are mecanici de stealth, are mecanici de combat destul de faine, deci consider că jocul ăsta o să fie o chestie super, super tare atunci când o să apară. Pentru cei interesați, jocul se numește Blight Survival, puteți să-l căutați și voi pe Twitter, pe Google, pe unde doriți voi și să aflați mai multe informații despre el. Pentru fanii de jocuri clasice, și anume vorbesc aici de Parasite Eve, eu nu cunosc jocul, dar știu că foarte mulți oameni au fost dezamăgiți când au auzit că vine ce drept Parasite Eve sau revine într-un fel sau altul, dar într-o formă nu foarte plăcută și în sensul că Square Enix în sfârșit își bagă ghearele în crypto, nebunia aia și vor să scoată ceva artă jucabilă NFT. Vă dați seama ce shit show a fost, nu? Nu cred că ar o să evoluez, să detaliez informații, ci deja vă dați seama ce mizerie ai și nu? Adică e clară treaba. Dar vorbim despre jocurile celelalte mai bune de la Square Enix, și anume Final Fantasy 16, care acesta este 95% gata și data de lansare va fi cumva pregătită să fie anunțată, cred că undeva pe la The Game Awards sau undeva mai târziu anul acesta. Și desigur jocul este confirmat că o să aibă undeva la 35-40 de ore dacă te joci main story, ceea ce este complet normal pentru un joc de genul acesta și desigur noi să-l jucăm, mai ales pentru că are un combat super asemănător cu cel din Devil May Cry 5. Deci abia aștept să joc jocul ăsta, sincer am urmărit toate trailerele și mereu mă făceau super super hyped, așa că abia aștept să apară. Pentru fanii de jocuri clasice și în special dacă aveți abonamentele alea de PlayStation Plus ce vă oferă jocurile clasice, ei bine, toate jocurile Ratchet & Clank sunt acum disponibile în această colecție. Deci știți foarte bine ce ați făcut, deschideți consola, bam bam și aia a fost. Iar ca ultimă știre, este o știre destul de faină care pe mine chiar m-a făcut super interesat de idee de treaba asta. Aparent cei de la Lionsgate, care se ocupă de John Wick, își doresc un joc AAA cu John Wick. Bă, sincer, asta o să arate super, super fain și cred că s-ar transforma într-o chestie de genul Max Payne. Deci, sper să le ia cineva care chiar știe ce face și să iasă un produs super, super tare. Dar, boys, cam asta e tot pentru această ediție de știri. Sper că v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!